La Rovinari, primarul Robert Filip a luat măsuri în contextul epidemiei de coronavirus. Astfel, străzile din orașul Rovinari au fost dezinfectate. Mai mult decât atât, Filip le recomandă cetățenilor să respecte regulile impuse. Firma contactată pentru dezinfectarea zonelor publice din Rovinari a trecut la treabă. Cu sprijinul angajaților Direcției de Administrare a Patrimoniului, alături de polițiștii locali și agenții Serviciului Bază, Pază și Protecție din cadrul primăriei Rovinari, au fost dezinfectate primele artere rutiere și pietonale din oraș. Parcurile din Rovinari vor fi închise, iar străzile vor fi dezinfectate periodic. De săptămâna aceasta ne-am propus ca să, de fapt, de mâine, exclusiv, vom închide parcurile pe perioada stării de urgență. Ne-am apucat deja de ieri să facem deratizare în absolut toate zonele, toate străzile, toate trotuarele, cartierul nostru, vârstice, pe mâine. Vom pregăti din seara aceasta două mașini pentru oraș care vor curăța străzile în fiecare zi sau la două zile cu clorură. Și o mașină pentru cartierul jur. Deci ne vom ocupa în fiecare zi sau la două zile să curățim străzile cu acea cloramină. De asemenea, Filip anunță controle la comercianții din oraș și îndeamnă oamenii la calm și responsabilitate. M-am spus că vrem să îi verificăm la sânge și pe comercianți și pe cei care au supermarketul să aibă dezinfectanțe, respecte regulile de a ne primi foarte mulți oameni în același timp în magazin, să îndemnăm pe oameni și facem apel la calm, la responsabilitate și să înțeleagă că e pentru sănătatea noastră și pentru liniștea noastră tuturor să stăm cât mai mult în casă, să evităm zonele aglomerate și să declarăm dacă am venit din zonele galbene sau roșii sau nu numai. Măsurile de igienizare a străzilor din Rovinari se vor face la interval de câteva zile în această perioadă.